Bine ați venit la etalarea pentru ascendent luna soare în Scorpion pentru luna aprilie și haideți să vedem ce avem pentru voi pentru luna aprilie. Ce avem pentru luna aprilie pentru Scorpion? 4 de bâte, frumos! 5 de monede cheltuiți. Cine merge într-o călătorie și cheltuiește? 8 de monede, poate pentru studii veți merge. 7 de bâte. Da, unii dintre voi poate mergeți pentru studii. Moartea, și asta este energia voastră. 6 de bâte, reușiți în ceva. Împărăteasa, atrageți abundența. 2 de cupe, 7 de monede și 3 de bâte. Wow! Deci, regele de cupe, justiția, 4 de cupe. Unii dintre voi vor semna niște acte ținând de o proprietate, de o casă. Sau vă gândiți să finalizați ceva. Pentru că aveți aici cingiul acesta de monede, este ceva la care ați investit. Nu sunteți scoși în afara casei, ci pur și simplu ați investit, ați făcut o cheltuială din care veți lucra la acea cheltuială. Pentru că aveți 8 de monede. Moartea este transformare. Pentru că șasele acesta de bâte, posibil pentru unii dintre voi să vă schimbați casa acum în primăvară. Pentru că aveți florile. Nu degeaba am fost atrasă să iau aceste cărți, acest set. Este acum în primăvară. Și doiul acesta de cupe, 7 de monede, este un început promițător. Și posibil pentru unii dintre voi să vă faceți planuri de viitor. Împărăteasa. Împărăteasa poate fi atracția abundenței, poate fi o sarcină. Dar în același moment, pentru că am 7 de bâte și 8 de monede, cei care aveți pe cineva care, n-aș spune neapărat mama, poate fi și cineva care vă este ca o mamă. De ce? Pentru că o spungă este undeva aproape la un drum. Posibil să aibă nevoie de medicamente, de ceva de genul acesta. Dar vedeți voi, bâtele îmi spun întotdeauna că are nevoie de energie naturală. Este ca și cum mai ar face chinoterapie. Oricât ai merge și la orice doctor ai merge, ceea ce este aici este ceva mult mai adânc, mult mai puternic decât pur și simplu tableta respectivă. Adică ajută, dar ceea ce are nevoie este o metodă, o medicină naturală. Foarte interesantă etalarea voastră. Patru de bâte, 5 de bâte, 8 de cupe. Plecați dintr-o situație anume. Este ca și cum nu mai este locul vostru acolo. 2 de cupe, 9 de bâte. Poate a fost o afacere, ceva care a fost împreună cu altcineva, iarăși aveți moartea și asta înseamnă că voi puneți sfârșit sau se pune sfârșit câteodată după atâtea piedici, se pune sfârșit, un sfârșit natural. A, nu, regele de săbii, un sfârșit prin acte. Deci, cei care ați ieșit dintr-o situație anume, oricare ar fi ea,
se sfârșește pentru că acum este timpul și planurile vor merge înainte cu totul altceva. De ce? Văd că am și 3 de săbii, 6 de cupe și asul de bute. Treiul acela de săbii poate, nu neapărat trebuie să fie o trădare, poate fi felul în care voi vă simțiți. Poate fi o problemă majoră de sănătate pentru că aveți 6 de cupe copilărie. Deci legată de copilărie care poate fi mama. Un nou început aici este cariera. Deci e posibil să fie cineva să aibă o problemă de sănătate, dar în același timp cariera voastră este pe podium. E un fel de dați la o parte cu regele acesta de săbii, dați la o parte toate obstacolele. Da, și regina de săbii, pentru că aveți și 6 de bâte, victorie, recunoaștere, și asta înseamnă că dați la o parte toți inamicii, în schimb, în viața personală, ceva se întâmplă acolo. 3 de cupe și aduceți și abundență. Dar toate rănile se vindecă, 6 de spade. Și posibil să aveți nevoie de o izolare. Să simțiți că doriți să fiți acolo pentru a vă liniști. Haideți să vedem ce avem de la Arhanghelul Mihail. Ce avem de la Arhanghelul Mihail pentru voi? Care este sfatul pentru voi? Wow, două. Știți din start că intuiția voastră vă spune foarte multe și asta spune că știți și puteți să vă ghidați în felul în care simțiți. Iar aici decideți să fiți fericiți acum. Este bine să vedeți că totul este frumos în viață și să plecați din ceva toxic, din ceva în care ați simțit deodată că sunteți dați la o parte. Și încă o dată, vedeți? Natura o să vă ajute. Cu siguranță aici natura vă ajută. Copilul din voi, încercați să schimbați ceva. Patrul acesta de bâte poate fi acasă. O călătorie acasă. Ceva la care v-ați dorit foarte mult. Poate că acolo este. Iar treiul acesta de cupe, asta vă spune că atrageți bucuria vieții. Și este bine, într-adevăr, să stați un pic în afara casei sau să meditați. Iar dacă veți face afirmația nu am timp de meditație, atunci am să vă dau și răspunsul perfect. Dacă voi nu aveți timp pentru voi un sfert de oră, atunci cine ar trebui să aibă? Este pentru voi. Ce avem aici de la oracolul iubirii? Vă chemați sufletul pereche. Uneori vă simțiți singuri și încercați să chemați acel ceva, dar uneori parcă simțiți că nu mai doriți absolut nimic în viața voastră. Vedeți? Iubește-te mai întâi pe tine. Nu este un semn egotic, nu. Este să te iubești pe tine pentru a înțelege ce vrei tu cu adevărat de la persoana cealaltă. Faci un efort. Îl vei face. Fă efortul respectiv pentru că va veni cineva în viața ta care merită toată, toată așteptarea. Doamne, e a doua oară când mi iese iubirea adevărată. Știi ce înseamnă să te trezești dimineață și să realizezi că ești din nou reîndrăgostit de persoana de lângă tine? Și să privești persoana respectivă și să-ți dai seama că, de fapt, în fiecare zi te poți reîndrăgosti? Asta este energia pe care o aveți. Chemați-vă sufletul pereche, tot la sud-est.
toată lumea are teamă de a chema sau are și tema respectivă de a învăța. Să știți că Venus este la sud-est. Vă sfătuiesc să folosiți vastu pentru că lucrează imediat. Numai bine, la revedere și ne auzim!